sunt la baza Usoda, una dintre cele mai vechi baze de natație din România. Este în centrul Timișoarei, vedeți și dumneavoastră o paragină. A fost construită la 8 ani de la Marea Unire și acum imaginile vorbesc de la sine. În această perioadă, odată cu o nouă reușită a campionului nostru David Popovici, toată lumea vorbește despre bazine, despre susținerea sportivilor, dar timp de 34 de ani nici măcar n-au întreținut ceea ce aveam. Nu mai vorbim despre faptul că nu au construit baze de antrenament la standarde înalte. Campionii noștri sunt niște eroi, pentru că în ciuda condițiilor vitrege în care se antrenează, au reușit să ne aducă performanțe, să ne facă mândri. Haideți să dezvoltăm centre de natație, haideți să dezvoltăm sportul românesc, dar pentru asta e nevoie de un plan, e nevoie de seriozitate și de implicare. Haideți să ne implicăm împreună!